Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni. Știu, vă spuneam la sfârșitul ediției trecute că o să ajungem la Șoimuș, să vedem cum Șoimușul se distrează și lucrează. N-am uitat de invitația făcută de primarul Mihai Gabriel Irimie, atât doar că din rațiuni de timp, de montaj și altele de genul ăsta, și mi-asum toată această bulversare, Șoimușul va fi la următoarea întâlnire. Astăzi, dragi prieteni, vorbim, hai să vedem, mai întâi despre rozătoare, pentru că este o perioadă în care ele apar și atacă și în câmp și mai ales prin ambare, depozite și ce mai avem pe acasă. Apoi ne îndreptăm atenția înspre legumicultură, pentru că, așa cum cu siguranță știți, e o perioadă suficient de complicată pentru legumicultori. E o invazie de legume din zona de vest a Europei, pentru că s-a pierdut piața din Rusia. Tocmai de aceea, dragii mei, invitația e simplă și concretă. Pe lângă a urmări materialele care le-am pregătit și de la Direcția Agricolă, să vedem cam cum pot fi despăgubiți legumicultorii și la cei care chiar fac ceva în acest domeniu, invitația este așadar simplă și mai mult decât exactă. Cumpărați legume românești. Măcar așa să-i ajutăm și noi pe producătorii noștri. Sunt legume de calitate, sunt legume curate, fără niciun fel de problemă. De fapt, am fost la Rovina, la Corvinia, și am mai vorbit un pic despre tot ceea ce înseamnă producția de legume curate și în județul Hunedoara. Și nu sunt singurii, după cum bine știți. Finalul de ediție îi aparține medicului veterinar, dar tot din zona veterinară pornim la drum, pentru că, așa cum bănuiesc că ați aflat, chiar dacă nu s-a făcut un tam-tam, pentru că nu e ceva de speriat, există câteva focare de boală a limbii albastre în România. Județul Hunedoara e mai mult decât liber, așa că puteți să stați liniștiți și să urmăriți ceea ce v-am pregătit. Vizionare plăcută! Domnule director, am venit aici la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru siguranța alimentelor a județului Hunedoara. În urma unor mai multe anunțuri scrise, dar și a unor știri date în general pe posturile de radio, despre focare de boala limbii albastre în țara noastră. În primul rând, ce este această boală și dacă noi am fi în vreun fel amenințați? Da, boala limbii albastre sau în cărțile de specialitate febra catarală ovină este o boală virală de origine africană produsă de niște țânțari din genul Colicoides. Sunt niște insecte de dimensiuni apropiate dimensiunilor Drosophila melanogastera, mușchii de oțet. Este o boală virală, afectează în special rumegătoarele, bovine, ovine, caprine, chiar și rumegătoarele sălbatice. Se manifestă prin hipertermie, 41-42 de grade, inapetență, dizneie, dificultăți respiratorii. Pe parcursul evoluției bolii apar afte la nivelul cavității bucale, a gurii, apare secreția nazală, secreția gurii, aftele se transformă în ulcere purulente. Așa, în final duce la colorarea limbii într-o culoare violacee, imposibilitatea respirației normale, care până la urmă are un puternic impact economic asupra productivității animalului respectiv, ducând până la moartea animalului. De reținut este faptul că nu se transmite la om, nu afectează sub nicio formă omul. Laptele și carnea de la animalele bolnave poate fi folosit în consumul uman. Conform legislației în vigoare, la nivelul țării, animalele diagnosticate ca fiind purtătoare de boala limbii albastre vor fi despăgubite conform legislației și procedurile aferente. Foarte important este ca populația să rețină că boala nu se transmite de la un animal la altul, se transmite doar prin intermediul țânțarilor respectivi, impropriu spus țânțarea unor culicoizi microscopici, prin înțepătura directă a animalelor, în urma înțepăturii pe cale limfatică, intră în organism, după care trece în circulația sanguină, urmând să facă toate simptomele clinice care le-am expus
înainte. Eu sunt convins că între direcțiile sanitar-veterinare și automat autoritatea sanitar-veterinară există comunicarea aia foarte exactă. Se știe sau se bănuiește măcar cum a ajuns boala asta de origini africane, după cum ne spuneați, în România? Vectorul de transmitere reprezintă țânțarii respectivi, culicoizii respectivi, care purtați de vânt poate să fie purtați conform literaturii de specialitate până la 200 de kilometri într-o zi. Prin mișcarea proprie poate să se deplaseze până la 3-4 kilometri. Deci posibilitatea sunt, având în vedere și ținând cont de faptul că au evoluat în special în partea de sud-est, s-ar putea să fie ajuns cumva vectorii respective acolo. Dar... Bun, acum, nu, era o întrebare, era mai mult o curiozitate simplă și... Spune, prin mișcați de intemperii și de vremea caldă, țânțarii respective au ajuns aici și așa se presupune că s-au infectat animalele respective. Bun, și dacă întrebarea asta reprezenta, așa cum vă spuneam, o curiozitate simplă, de data aceasta o întrebare, tot o curiozitate, dar de interes foarte, foarte strict, județul Hunedoara riscă în vreun fel sau... chiar numai dacă, eu știu, curențe ce de-aia aduc un țânțar de la și la noi. Deci în momentul de față suntem liberi, nu avem suspiciune, nu avem nimic în județul Hunedoara. Sigur că culicoizii respectivi pot fi purtați de vânt. Aia nu putem interveni noi deloc, dar la nivelul autorității naționale sanitar-veterinare s-au elaborat programe de supraveghere în funcție de zona de afectare a bolii respective. Deocamdată noi suntem în zonă liberă, am luat și noi măsuri de informare a unităților administrative teritoriale, a primăriilor, a târgurilor, urmează controle la nivelul târgurilor pentru a preveni accesul de animale neidentificate, fără forme legale. Ce recomandăm în special proprietarilor de animale este o dezinsecție riguroasă atât a spațiilor de cazare a animalelor cât și a animalelor, evitând astfel apropierea culicoidului respectiv de animal, că până la urmă înțepătura respectivei muște produce boala, așa prevenind prin dezinsecție apropierea de animal, se reduce foarte mult riscul. De asemenea, recomandăm ca în cazul transporturilor de animale, mijloacele de transport să fie tratate cu insecticide pentru a preveni iarăși apropierea. Un aspect foarte important este că în special la bovine, primele manifestări apar după 60-80 de zile de la infectare, deci perioada de latență este foarte mare. De infecție este 7-14 zile de la înțepătură, manifestările clinice 60-80 de zile, tratament specific nu există, fiind boală virală, se poate susține prin tratament cu antibiotice și susținere tonice generale pentru susținerea funcțiilor vitale până la imunizarea pe cale naturală a animalului sau vaccinarea animalelor respective, care încă la noi în țară nu s-a efectuat. Să vedem acum ce decizii se vor lua la nivelul autorității. Din păcate sau din fericire nu ne-am întâlnit cu această boală până acum și într-adevăr așteptăm să vedem ce măsuri vor fi luate de la nivelul autorității. Pe nivel județean de această dată și la ceea ce aveți dumneavoastră de făcut, mai aveți ceva acțiuni chiar fără nicio legătură de data asta cu boala limbii albastre? La nivelul județului Hunedoara suntem pe finalizarea acțiunii de tuberculinare a bovinelor. Urmează o pauză până în septembrie, 15 septembrie, când încep recoltările pentru probele de sânge la ovine, după care în perioada iernii antirabicul la animalele domestice, la carnasiere în special. Da. Țin să precizez că încă din 2005-2006, la nivelul întregii țări, legat de boala limbii albastre, s-au luat măsuri de prevenire a introducerii acestea în țara noastră. Deci toate importurile, exporturile de animale, comerțul intracomunitar făceau sub anumite restricții, cu anumite specificații certificate, cu dezinfecția mașinilor. Deci au fost niște măsuri foarte riguroase la nivelul
unităților autorizate sanitar veterinar care făceau comerț intensiv cu animale. Bun, dar nu era, asta se face oricum, toate aceste măsuri, nu numai pentru boala limbii albastre. Chestia că la noi nu a fost până acum. La noi n-a fost până acum și se pare că a apărut. Acum, și datorită vremii foarte călduroase din perioada verii și vânturile, că ați văzut că s-a schimbat foarte mult clima și este posibil să fi ajuns vectori aici infectați. Da, așa este. Vă mulțumesc, să dea Dumnezeu să rămânem liberi și să vorbim numai despre animale sănătoase, cel puțin aici în județul Hunedoara, pe braza noastră. Să dea Dumnezeu să rămânem indemni, să vorbim numai de animale sănătoase. Doamna inginer, ne vedem obligați să revenim la dumneavoastră, pentru că, vrând nevrând, trebuie să ne gândim la ceea ce avem depus prin ambare. Și e perioada în care apar rozătoarele și pe câmp și în ambare și ar cam trebui, eu știu, exterminate, îndepărtate de culturile noastre. Da, în ultimii ani, în perioada asta de toamnă, după ce s-au recoltat, mă refer în primul la cereale, că ele sunt primele care s-au recoltat, apar invazii de șoricei care produc pagube atât în câmp, cât și în depozitele de cereale, de leguminoase, lucerniere și așa mai departe. Și atunci e obligatoriu, trebuie să luăm măsuri. Însă trebuie să ne orientăm un pic ca și după condițiile meteo, pentru că sunt destul de mai prolificitatea lor este mai mare în anii secetoși decât în anii ploioși. Asta vreau să zic, că de fapt, fiind un an destul de ciudat din punct de vedere al temperaturilor și al precipitațiilor, oamenii au posibilitatea și deja mergând pe teren am observat că au început să facă arături după ce au recoltat culturile de cereale și atunci probabilitatea că ei să se mulțească este mai mică, fiind un an în care, mă rog, n-a fost secetă și oamenii au putut intra pe câmp. În anii secetoși, înmulțirea acestora este mult mai puternică. Bun, chiar dacă a fost un an, hai să spunem, un pic mai liniștit din punctul ăsta de vedere, asta nu înseamnă că ei nu sunt acolo și că nu trebuie să luăm măsuri împotriva lor. Cam ce ar trebui să facem? Păi, în primul rând, se iau niște măsuri agrotehnice, efectuarea arăturilor, cum spuneam, combaterea burienilor și nu în ultimul rând tratamente. Tratamente care se fac cu un produs pe care îl găsim în peste expert, deci în codexul produselor de uz fitosanitar, se numește bromacol și se folosește 50 de grame momeli care se introduc pe galerii ca aceștia să poată muri. Înainte vreme mai existau niște produse deosebit de puternice, care acum, mă refer la fostoxin, se regăsește în grupa T, deci sunt produse care nu se livrează populației, care sunt folosite de către firmele specializate care dețin autorizație de utilizare, dar s-a constatat că fiind un produs foarte toxic, atât pentru oameni cât și pentru animale, mă refer la faună, și există riscul să moară animale, atunci s-au scos, deci n-au mai fost practic reomologate. Da, așa este. Bun, asta în ceea ce înseamnă câmpul efectiv. Prin depozite, hambare și pe unde mai ținem cereale, ce ar trebui făcut? Depozite în... mai greu, pentru că nu sunt produse omologate. V-am mai spus să mai utilizează acest fostoxin care se utilizează, de exemplu, și la depozitele de cereale pentru o serie de dăunători, cărgărițe și alți dăunători de depozit. Însă noi, în codexul nostru de protecție a plantelor în peste expert, pentru că acum se utilizează acest peste expert care se găsește pe site-ul MEADR, nu există alte produse omologate și atunci sunt firme specializate care folosesc
produse și astea cu profiloasie umană, pentru că ei fac și în subsolurile blocurilor și în alte locații unde este absolut necesar această dezinsecție de ratizare. Sunt produse care nu se regăsesc pe lista noastră, care se regăsesc, deci cine este interesat poate să ia legătura cu o firmă care este autorizată. Bine, sunt firme care sunt autorizate și la noi, pentru că sunt firme care folosesc și fosfura de aluminiu, acel fostoxin de care vă spuneam. Deci cei care sunt interesați, ideal ar fi să ia legătura cu aceste firme care dețin mai multe informații legate și de profilaxie umană și pot face aceste lucrări în condiții foarte bune. De fapt, am intrat în zona aia normalității, noi tot spunem de ceva timp acest lucru privind folosirea acestor substanțe, inclusiv cu celebra înregistrare a utilajelor de stropit de care vorbim de atâta timp și care trebuie făcută. Și atunci e clar că pentru asemenea gen de lucrări trebuie să vină oamenii care chiar se pricep, care știu exact ce înseamnă fiecare substanță în parte, care știu eventual punctual în fiecare depozit în parte, în fiecare hambar în parte, cam știu ce ar putea folosi ca să nu afecteze nimic din ce e în jur. Cel puțin așa văd eu. Da, așa ar fi ideal. Ideal ar fi să-i stârpim și de pe câmp, pentru că practic de acolo ei se trag în hambare când vine frigul și în momentul în care oamenii fac lucrările la timp, fac arături, distrug samulase, distrug burieni, mi-a dat seama că și ei trebuie să trăiască și se vor trage undeva unde găsesc condiții de trai. Bineînțeles, să apeleze la firme specializate care pot face aceste tratamente în condiții ideale, pentru ca să nu există probleme pe perioada iernii, în care clar se vor înmulți. Prolificitatea este extraordinară. Poți să aibă 6-7 pui, nasc de 3-4 ori pe an. Mai există și răpitor natural, vulpe, nevăstuică care îi omoară. Ar fi ideal să fie niște perdele de protecție. Acum la noi nu se pune problema că suntem într-o zonă în care există păduri, există și prădători, ca să zic așa, dar e și asta una dintre măsurile care se impun în acest sens. Și dacă nu, ne luăm cât mai multe pisici și le ținem pe lângă casă. Depinde și de pisici. Sunt pisici și pisici. Profit de această ocazie și rog primarii și primăriile care nu au trimis acea listă cu cei care dețin utilaje de mașini, de tractate, cum or fi, pentru tratamente chimice, pentru erbicidat, pentru aplicarea pesticidelor, pentru că suntem undeva la limită, de luni va trebui să trimitem această situație la minister și încă nu avem toate datele necesare. Și dintre cei care ne-au trimis, mulți spun că nu au date, că nu există pe zonă. Eu mă îndoiesc că sunt și în județ destule zone în care există teren agricol, în care se fac tratamente, în care... Da, mă rog, noi o să mai insistăm. Oricum, domnii primari și oamenii de pe zone trebuie să înțeleagă lucrul acesta. Până în 2016 se va face acest ITP al mașinilor de stropit, de erbicidat și așa mai departe. Și atunci să nu există riscul să li se taie din subvenții, pentru că noi avem un protocol cu cei de la APIA și unde vom sesiza neconformități legate de aceste utilaje, plus legate de folosirea necorespunzătoare și în condiții care nu sunt conform legislației a pesticidelor, mă refer la folosirea de substanțe și utilizarea acestora necorespunzător, inclusiv aruncarea la gunoi a recipientelor în care au fost pesticide, se vor aplica sancțiuni, se vor trimite procese verbale cu neconformități la colegii noștri de la APIA și există riscul ca aceștia să nu-și mai primească subvențiile, poate și retroactiv. Deci eu îi rog să înțeleagă că
mediu este foarte important și trebuie să avem grijă de el, că avem copii și copiii nu ce vor avea copii și așa mai departe. Așa este și revin cu aceeași sintagmă, e imperios necesar să intrăm într-o normalitate din acest punct de vedere. Acum, mai vreau să mai spun încă un lucru și mă întorc și înspre oameni. Chiar dacă s-a spus aici 2016, asta nu înseamnă că trebuie să așteptăm așa cum facem noi românii de obicei, chiar până în ultimul moment, de acum ar trebui să intrăm în această normalitate și noi de câte ori avem ocazia, o să le reamintim, o să le reamintim, o să le reamintim. Eu sunt convins că va exista un pic de înțelegere acum, pentru că de-abia acum a început acțiunea. Dar mai încolo se va pune, eu știu, piciorul în prag și nu se va mai trece cu vederea. Nu, dar ce se întâmplă? Oamenii trebuie să înțeleagă un lucru. Utilizarea acestor substanțe, până la urmă, sunt substanțe chimice, fără să cunoști niște lucruri. Acum, produsele care sunt din T și T plus au alt regim. Celelalte au alt regim. Să zicem că fiecare om poate să citească un prospect și să-și pregătească o soluție și să o aplice pe teren. Dar mulți nu înțeleg că acele recipiente, că acele pliculețe, mă rog, trebuie într-un anume fel aruncate, păstrate, pentru că reprezintă un risc fitosanitar fantastic asupra mediului, ajung în apă, ajung în anumite condiții, în locuri în care pot afecta mediul înconjurător și ne autodistrugem, ca să zic așa, dacă nu înțelegem niște lucruri imperios importante pentru oameni. MAP, mașini agricole performante, importator autorizat al utilajelor SAME Deutz Far și Lamborghini, îți oferă combina Deutz Far model 6040 T4i, echipată cu motor Deutz T4i de 250 cai putere și header de păioase de 4,8 metri. Preț 108.000 euro plus TVA. Avans doar 5% și plata în rate sezoniere. Performanță maximă cu consum minim. Save Diesel, Drive Deutz, MAP, mașini agricole performante, totul pentru ferma ta. Vrei un utilaj agricol nou sau second hand? Ai nevoie de piese de schimb pentru utilajele tale? Vino la Agrovaro, drumul european E81 Alba Iulia Aiud. Noi avem soluții pentru problemele tale. Agrovaro Aiud. Tehnologie la îndemâna tuturor, prețuri pentru buzunarele tuturor. Vrei să vezi toate meciurile din Liga 1 în următorii 5 ani? Ia-ți pachetul Extra Fotbal de la UPC la numai 10 lei pe lună TV inclus. Intră pe extraupc.ro, sună la 0800 00872 sau vino în magazinele UPC. MCM Sanit Farm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șroturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Cosmin, mă bucur să ne revedem aici la voi. Dacă ar fi să continuăm discuția pe care am început înainte de a începe înregistrarea, ar fi foarte, foarte pesimist. Hai să încercăm măcar așa un pic să dăm o tonă optimistă sau o doză optimistă discuției, măcar la început, că pe urmă patinăm și în partea aia, nu avem ce face.
bucuros de tot ceea ce înseamnă producție, mai ales în ciclu 2. Da, suntem deosebit de încântați despre producția noastră și din primul ciclu, dar și cum am început ciclu 2. La cum arată plantele în momentul ăsta, eu zic că este cel mai bun an de când activăm în domeniu. Spun că este cea mai bună alegere în această unitate unde ne aflăm acum de culturi, alegerea culturilor, și asta este meritul întregii echipe, începând cu doamna Viorica, cu Cristi și cu mine, că am ales, ne felicităm că am ales această soluție. Este o carte câștigătoare, eu zic că vom face treabă. Până în noiembrie, final de noiembrie, început de decembrie, va fi produs în piețe de la noi și în hipermarketuri. Eu știu, partea aia de satisfacție, te străduiești niște ani buni, că e o zdroabă din niște ani, să-ți formezi un brand în Speță Corvinia, și când vezi că ai și ce să pui sub acest brand, chiar e satisfacția aia, măcar sufletească. Este cea mai mare satisfacție. Eu îți pot spune în momentul de față că, în afară de faptul că am ridicat această seară împreună cu colegii mei, cea mai mare realizare este acest brand și acest grup de producători prin care reușim, adică extinderea brandului și către grupul de producători, și mă vedeți că de fiecare dată eu vorbesc despre colegii mei și suntem toți o echipă, nu suntem concurenți și nu vom fi mulți ani în România. Da, produsul definește brandul și brandul definește produsul, este foarte clar lucrul ăsta. Așa este. Dar intervine și partea cealaltă, pentru că dacă vorbeam de satisfacție sufletească, te aștepți să ai și partea cealaltă, de satisfacție materială. Și este o perioadă absolut infernală, chiar dacă sună dur un pic cuvântul ăsta, partea de valorificare acum. Da, partea de valorificare nu aș putea spune că este o problemă pentru noi atât de mare, dar devine o problemă din punct de vedere al prețului și al timpilor de livrare a mărfii. În sensul că dacă înainte stocurile noastre erau zero spre minus de fiecare dată, adică cererea era mult mai mare decât oferta, în momentul de față lucrăm cu stoc tampon în magazinele noastre, iar lucrul ăsta se datorează în primul rând pieței concurențiale externe din România, dar și pieței interne afectată de toate lucrurile. Aș putea spune că în 2014 concurența din afară ne-a pus un pic la încercare, dar pe de altă parte și puterea de cumpărare a românului a scăzut foarte mult, iar fiecare dintre noi, inclusiv eu, încerc să-mi reduc cheltuielile pe cât de mult posibil, atât la întreprindere cât și în viața personală, pentru că astea-s vremurile. Da, e vorba de toată nebunia cu piața din Rusia, care a căzut efectiv. Era oarecum de așteptat, având în vedere ce se întâmplă acolo în zonă, și atunci, normal, cei din exterior își caută și ei piețe de desfacere și vin cu prețuri mai mici, pentru că ei, comparativ cu voi, mai sunt și sprijiniți. Mihai, tu mă știi pe mine, eu nu aștept sprijin de la nimeni, m-am convins în ăștia 3 ani, de când fac 4 ani chiar, de când facem această afacere în agricultură, nu vin din domeniul agricol n-am fost obișnuit cu subvenții nici înainte, deci pot să trăiesc fără ele. Problema cu subvențiile se pune în felul următor: când pe alții sprijini și pe ai tăi nu-i sprijini. Eu consider că problema este internă, pur și simplu a României, nu ține de Uniunea Europeană sau de ceilalți, îi ține de oamenii care tind sau vor să se lupte pentru ai săi și pentru țara asta, ca să scoate niște lucruri. Chiar dacă negociezi și bați în cuie la un moment dat și un contract, când nu mai poți sau ai o problemă, te duci la partenerul tău și îi spui: bă, am o problemă, hai să vedem ce soluții găsim. Poate să zică nu sau poate să zică hai că e important și pentru noi contract. Eu sunt convins că România e importantă pentru Uniunea Europeană și sunt convins că și noi ar trebui să fim sprijiniți, nu numai noi, cei care cultivăm în spații protejate. Vorbim de întreaga agricultură din România care are de suferit din cauza acestei probleme, care sper să nu devină mai gravă în viitor, care se întâmplă în estul Europei. Iar
de ce suntem noi afectați foarte mult în România. Nu suntem afectați că noi am fi vândut extraordinar de mult în Rusia, ca țară am fi făcut exporturi. Din păcate pentru noi, pentru că piața rusă și piața estică ar trebui să reprezinte prioritatea pentru toți din țara asta, pentru că acolo există putere de cumpărare și există întotdeauna un preț mult mai mare ca în vestul Europei. Suntem afectați de colegii noștri din Uniunea Europeană, care nemai având marfa să-și o vândă în Rusia, unde o vindeau pe bani mulți, sunt dispuși să o vândă cu orice cost, numai să nu o arunce și să scoată cheltuielile. Și atunci se aduc roșiile cu 1,99 € cu tot cu TVA, îl găsești pe raftul magazinului din Olanda, unde sunt 3.000 de kilometri până aici, 2.500. Asta e piața comună, asta e piața concurențială. O să încercăm să supraviețuim, o să vedem. Și totuși, relația cu cei care îți preiau marfa, cu hipermarketuri, cu sistemul de retail în general, s-a simțit afectată de năvala asta de producție din afară? Da, am avut o lună, final de lună iunie și toată luna iulie, o lună infernală din cauza asta, pentru că, după cum știi, anul ăsta era un an bun pentru agricultură din punct de vedere al vremii, cel puțin pentru noi, în spații protejate. Aveam un preț foarte bun, spun eu, față de anii trecuți la roșii și la castravete. În 24 de ore, să nu zic în 12 ore, a căzut cu aproape 40% prețul, ceea ce pentru orice business ai face în țara asta, în momentul când îți cade tot planul de afaceri cu 40% de atunci înainte, te dă peste cap și nu ai cum să faci o estimare. Sau... E clar, ne-a afectat. Deci relația cu hipermarketurile, au scăzut volumele de la noi, au cumpărat de la olandez, de la spaniol, de la cine a fost. Problema este că totuși hipermarketurile, spre deosebire de piața liberă, au ținut cont de parteneriatele cu noi, în sensul că ar fi nedrept să vă spun că ne-au închis robinetul de tot. Nu, l-au redus la jumătate sau l-au redus la 30%. Și a trebuit să stăm și am ajuns cu marfă pe stoc și lucrăm pe stoc din cauza asta. Deci suntem afectați cu toții. Da, de fapt, cred că toată lumea a văzut și la emisiuni de gen, de la alte posturi și chiar pe știri, că legumicultorii de peste tot din spațiul ăsta Carpato, Danubiano-Pontic, se plâng de durerea asta. Vin ceva semnale din zona autorităților că se zvonește, că s-ar da niște despăgubiri. În afară de ce ai auzit tu la televizor, eu n-am auzit mai mult. Mi-ar plăcea totuși ca direcțiile agricole din județul ăsta, unde încercăm să facem un grup de producători în județ și unde ne chinuim să-l punem pe roate într-o țară în care fiecare pentru el și mai puțin pentru ceilalți, și în care există 3 mari investitori în momentul ăsta, dacă nu 4 mari investitori în legumicultură, dispuși în diferite zone ale județului, și care, cel puțin pe noi de la Corvinia, nu ne-a căutat nimeni de la direcția agricolă să ne întrebe: bă, oameni buni, uite, s-a dat chestia aia, treceți pe la direcția, hai să facem nu știu ce. M-am dus eu personal să mă interesez foarte puțin, am primit o informare pe tema asta, mai mult de atât, nu, din păcate, pentru că oamenii nu se gândesc, cei din organele statului, să le numim așa, că nu îi afectează astăzi, pe loc, pe moment, dar la un moment dat îi va afecta și pe ei, pentru că în aceste întreprinderi muncesc niște oameni, oamenii aia duc o pâine acasă, mâine merg să-și cumpere de la un magazin, plătesc taxe, plătesc impozite. Când o să mai aibă 100 de oameni din cele 4 întreprinderi, 100 de dincolo, 100 de dincolo, 200 de dincolo, statul să trească să-i sprijine cu ajutoare sociale. Eu zic că e mult mai avantajos să sprijin un producător sau 10 producători sau 100 de producători sub diferite forme decât să dai ajutoare sociale care nu-ți produc nimic, niciun plus valoare. Doamna Verica, vă mărturisesc că ați reușit să ne uimiți din nou. A trecut cam o lună, mă rog, vreo 5 săptămâni mai exact de când am filmat ultima dată aici, atunci cu vizita prietenilor din zona PDRP, mă rog, fost la PDRP, dar nu ne mai întindem cu vorba. Erați atunci pe final de ciclu, dar nu mă așteptam ca deja să arate atât de bine castraveții din ciclu 2. Da, bună ziua în primul rând și bine ați venit din nou la noi. Această cultură este înființată acum exact o lună și o zi, deci practic are 31 de zile și este un castravete lung, un soi tot profesional de la o firmă din Olanda și noi suntem foarte mulțumiți de el. E prima dată când îl cultivăm.
Dar de asta vă spuneam, că și eu am rămas efectiv uimit când am văzut că e atât de mare și pe rod bine de tot. Da, noi deja am recoltat în jur de 16 tone, deja și recoltăm în continuare. Dacă o să mergem pe aleea principală, o să vedeți că acolo avem deja recoltat de azi dimineață în jur de 3-4 tone pe alee. Și ați mers mai pe acest Fabio sau ați pus și cornișon în ciclu 2? Practic e impropriu spus Farbio. Farbio este un soi tot lung, da. Noi avem alt soi aici, este un castravete lung și pe partea cealaltă avem cornișonul. Exact în același plan de cultură a mers ca și în ciclul întâi. Eu îmi fac autocritica, chiar nu mă pricep, dar așa, practic toată lumea și la supermarketuri se folosește la castravetele lung, da, cu ghilimele de rigoare Farbio. Da, așa este. În rest, celelalte culturi, o să mergem oricum să vedem cu solariile, cum stați, asta mă interesează. Cu solariile anul acesta noi practic am demarat puțin mai târziu din cauza vântului, ne-a descoperit practic toate solariile, le-am acoperit din nou, am plantat puțin mai târziu, dar am scos cheltuielile și practic suntem pe final. Noi am recoltat aproape toate roșiile, foarte bine a mers ardeiul și dovleacul și am reușit să ieșim la liman, chiar cu vremea asta foarte, foarte capricioasă, de fapt. Așa este. De fapt și astăzi a venit toamna, azi noapte am avut 8 grade. Ca atare, noi am și dat drumul la cazane, azi noapte am făcut căldură, noi aici acum avem 18-19 grade și afară este 13 grade. Așa este, chiar o temperatură plăcută și bănuiesc că plăcută și pentru plante. Normal că dacă nu le asigurăm climatul, nu răspund cerințelor noastre să recoltăm. Noi în primul ciclu am recoltat, ne-am atins targetul, chiar le-am depășit. În mod normal 250-300 de tone se face pe un hectar, se recoltează. Noi în primul ciclu am recoltat pe 1400 de metri pătrați 260 de tone. Deci cât pe un hectar într-un an întreg. Așa este. Partea de roșii cum a mers? Și roșiile sunt foarte bine în cultură. Acum ele suferă puțin de frig. Acolo nu am dat drumul încă la căldură. Sperăm să se mai încălzească. Avem deja recoltat peste 100 de tone la 4000 de metri pătrați. Arată foarte bine, promit în continuare și sper să le ducem până în decembrie, cât le-am promis că le ținem. Și pentru iarnă, efectiv, ce surprize ne pregătiți? Pentru iarnă, deocamdată nu am făcut planul de cultură, să vedem prognoza meteo și atunci probabil o să începem plantatul în luna februarie, să facem răsadul începând din decembrie sau din ianuarie făcând răsadul din noiembrie. Depinde de prognoza meteo. Ce ne spune doamne? Cristi, pornim așa cu zâmbetul cu care am pornit practic de lângă colegii tăi. Mergem la Cristi la birou să filmăm și la el. Da. Dar lăsând gluma la o parte, uite că vremea începe să se joace un pic cu noi. De fapt, s-a jucat ea suficient de mult, deși ne-a și ajutat, cel puțin aici în zona noastră. Ați început deja să faceți focul. Da, am început deja să facem focul, deoarece nopțile sunt foarte reci, mai avem și ploi, automat crește umiditatea și avem nevoie să ținem și temperatura și umiditatea sub control pentru a nu da în alte probleme de boli și de să pierdem culturile. Da, așa este și atunci automat tot ceea ce ține de zona asta de, foarte importantă și care este sub păstorirea ta, trebuie să fie așa cum se cere. Verificări totul ca la carte, bănuiesc. Da, colaborez foarte bine cu doamna Viorica, ea îmi dă niște parametri care trebuie să-i păstrez de temperatură, de umiditate și mai departe eu cu băieții de la centrală ne facem treaba. Facem focul, oprim focul, vedem ce facem, deschidem ferestrele, închidem ferestrele, cam asta e treaba noastră ca să îndeplinim parametrii. Și vrând nevrând, așa cum ne-am obișnuit, de fapt eu am mai avut și în ediția trecută a emisiunii noastre, eu știu, subiecte care sunt legate de vorba aia românească cu iarna, car și vara, sanie. Automat trebuie să te pregătești pentru zona și perioada chiar foarte rece. Cum stați cu combustibil, cu tot ceea ce aveți nevoie? Da, ne-am pregătit începând din luna mai, am început să ne aprovizionăm cu lemne, avem stocurile, părerea mea, acoperite
și ele s-au uscat, stăm bine, avem și ce ne trebuie pe aici, drujbe, tot ce e necesar pentru ca să putem face focul în condiții bune. Asta înseamnă că cei de dincolo care se ocupă de producția efectivă pot să stea liniștiți, temelia e solidă. Da, din punctul ăsta de vedere stăm bine. Părerea mea este că stăm bine, mult mai bine ca în alți ani, mult mai bine. Încet, încet se rodează, se ajunge la acea... Știu că ne ferim de multe ori de cuvântul rutină, dar este. Experiența te aduce în faza în care chiar știi exact, aproape fără să mai stai, să mai pui pe hârtie, ce să strângi, ce să aduni lângă tine ca să fie bine. Da, sigur că da, este chiar primul an, pot să zic, în care sunt liniștit din punctul ăsta de vedere a combustibilului pentru încălzire pe toamnă, iarnă, primăvară, e chiar primul an și mai sunt încă lucruri de îmbunătățit la partea de încălzire și de ventilație, dar, cum spui tu, cu timpul, în ani, le pui pe toate la punct, pentru că nici Olanda, nici alții nu le-au pus din primul an, din al doilea, în ani de zile s-au făcut toate. Mai învață omul și din greșeli câteodată. Da, da, aia e cel mai dureros, să înveți din greșeli, dar nimeni nu-ți spune cap-coadă ce trebuie să faci, cum trebuie să faci și chiar dacă unii se scapă și îți spun... Nu ai întotdeauna posibilitățile să le pui în operă pe toate. Asta e o problemă de buget și nu poți, dar în timp le rezolvi. Da, mai ales că noi românii suntem și inventivi. Da, 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 da. Da. Domnule director, am revenit aici la dumneavoastră pentru că sunteți interfața între ceea ce înseamnă opinca, adică fermierul și cei care diriguiesc trebile agriculturii pe aici prin țara asta. Știm că traversăm o perioadă destul de ciudată, o perioadă apăsătoare chiar și vreau să vorbim în primul rând despre despăgubirile pe care ar putea să le primească legumicultorii noștri, având în vedere tot ceea ce se întâmplă undeva în estul Europei, acțiuni care se răsfrâng și asupra valorificării produselor din zona legumiculturii. Păi da, legumicultorii, cei care au fost afectați de condițiile meteo-hidrometeorologice din perioada aprilie-iulie 2014 vor primi niște despăgubiri conform hotărârii de guvern 606 din 23 iulie 2014. În acest context, toți cei care au despăgubiri la solarii, la sere încălzite sau sere reci, vor primi despăgubiri în felul următor. Și vă spun și pașii care trebuia să-i urmeze. Din păcate, la noi în județ, doar doi producători agricoli din zona Baia de Criș au făcut demersuri pentru a primi aceste ajutoare. În primul rând, trebuie să depună o cerere la primărie, prin care comisia locală pentru situații de urgență, care este condusă în fiecare localitate de către primar, trebuie să fie înștiințată să deplaseze la fața locului, să încheie un proces verbal în care să constate pagubele care s-au produs. Pe urmă, trebuie să completeze dosarul, care, mă rog, este foarte bine specificat în hotărârea asta de guvern ce trebuie să cuprindă, și în timp de 10 zile trebuie să depună la Direcția pentru Agricultură, care verifică, mă rog, toate piesele de la dosar, dacă sunt reale, dacă corespund legislației, și întocmit situația centralizatoare pentru și vizăm acordarea sumei. Suma este pentru folie 3 lei pe metru pătrat, iar pentru sticlă 27 de lei pe metru pătrat. Avem două dosare, sunt în studiu. Singurul lucru care l-am remarcat până acum că nu corespunde cu realitatea, nu este semnat chiar de președintele comisiei de către primar.
Și acum așteptăm să vină cu el la direcția agricolă. Bun, asta este în ceea ce îi privește pe cei afectați de meteorologie. Dar e vorba de invazia de legume care vin din zona vestică a Europei, având în vedere teatrul de operațiuni dureros din Ucraina. Și prețurile au scăzut foarte mult, cel puțin Uniunea Europeană a anunțat că pe legumicultorii de acolo îi ajută într-un fel. Ce se întâmplă cu legumicultorii noștri? Pentru că și ei sunt afectați de scăderea aceasta a prețului, chiar dacă nu comercializau direct cu Rusia. Am înțeles de la minister că în aceste zile se discută despre un ajutor care în ce măsură va fi dat. Încă suntem și noi curioși să-l așteptăm și bineînțeles că producătorul român suntem primii care dorim să fie ajutat, pentru că sunt mai bune produsele românești, sunt mult mai de calitate și sunt cerute de către populație. Eu chiar mi-aș dori ca populația să înțeleagă că în aceste momente este imperios necesar să cumpărăm produsele românești. Este această invazie, așa cum vă spuneam, cei din vest au găsit o bucățică de piață pe care vin cu prețuri de dumping, care pe ai noștri efectiv îi dărâmă. Și atunci, da, acesta ar fi sfatul cel mai bun, să cumpărăm doar legume românești. Trebuie să luăm exemplu și de la statele din jurul nostru, care prind mult mai mult la chestia asta și sunt mult mai naționaliști, așa trebuie să fi și noi pentru produsele românești. Naționaliști în sensul bun al cuvântului. În sensul bun al cuvântului, deci să ținem la ceea nostru. Așa este. Și uite, dacă tot am ajuns aici la ceea nostru, știu că trebuie reatestate o parte din produsele tradiționale. Există acel registru național al produselor tradiționale și mai trebuie și ăsta adus la zi. Știți ceva despre asta? Păi da, conform ordinul ministru din 2013, ordinul 724, se face o reatestare în sensul că caietul de sarcini trebuie mai bine reevaluat ca să fie inclus în registrul național al produselor tradiționale, trebuie să îndeplinești niște condiții, în sensul că materia primă trebuie să fie localnică, metoda de prelucrare, deci fluxul tehnologic trebuie să fie tradițional din zonă, toate caracteristicile trebuie să le îndeplinească din localitatea și din ținând cont de materia primă să fie specifică din zonă. În acest fel, ambalarea, toate caracteristicile produsului, ingredientele, toate trebuie să fie bine stipulate în acest caiet de sarcini, care sunt stipulate în caietul de sarcini, trebuie să fie îndeplinite. Însă o serie de criterii care sunt prinse în caietele de sarcini, alea trebuie să fie îndeplinite conform ordinul ministrului 724. Da, asta însemnând că cei care doresc să-și atesteze produsele, în cazul că au un produs, trebuie să treacă niște pași la fel, suficient de încărcați, zic eu, din ce am urmărit și eu, dar care le dă un pic de greutate în momentul în care vin cu valorificarea. Le dă puțin de greutate. Avem un coleg specialist care lucrează de mulți ani pe produse tradiționale, pot primi sfaturi utile de la noi, îi ajutăm, nu este chiar așa de greu și avem posibilitatea în județ să obținem mult mai multe produse tradiționale, pentru că din bunici în județ a fost făcute foarte multe produse tradiționale de calitate și trebuie să se revină la astea. Așa este. Vă mulțumesc deocamdată. Așteptăm cu interes, așa cum spuneați și dumneavoastră, să vedem ce se hotărăște acolo sus vis-a-vis de cum ar putea fi despăgubiți legumicultorii ăștia. E vorba de producătorii mari aceia, cum sunt cei de la Corvinia, prietenii noștri de altfel, și mulți, mulți alții afectați de scăderea prețului datorită invaziei de produse din vestul Europei. Așteptăm cu nerăbdare, pentru că agricultura trebuie să joace un rol foarte important în economia țării, este singura care poate redresa într-un termen foarte scurt economia țării. Domnule doctor, ne-ați propus pentru astăzi un subiect interesant, dar nu pot eu să spun despre ce este vorba, mi-a fost foarte, foarte greu, așa că vă las pe dumneavoastră ca și specialist să ne explicați chiar... Bun, am înțeles că e carență de calciu, dar are un nume foarte interesant. Are mai multe denumiri, deci este vorba despre o carență, despre o hipocalcemie,
care în termen medical se numește parezia de parturiță sau febra vituliară. Se caracterizează, după cum am spus, principala cauză este hipocalcemia, adică carența de calciu, și se caracterizează prin slăbiciune musculară, paralizie, pareză, paraplegie sau chiar depresie nervoasă. Bun, ce, am înțeles că e carență de calciu, dar de ce se poate ajunge ca animalul să aibă această carență? Sigur că da. În general, afecțiunea respectivă se întâlnește la vacile foarte mari producătoare de lapte. Nu se întâlnește sau se întâlnește foarte, foarte rar, dar nu se întâlnește la vacile primipare, se întâlnește în principal între la vacile la al treilea, al șaptelea vițel, la vacile bune producătoare de lapte, după cum am spus, la vacile predispoziție, există o anumită predispoziție de rasă și chiar predispoziție de individ, deoarece animalele care au făcut această afecțiune se întâmplă să mai facă și în anii următori, în preajma parturiției. Această pareză, pentru că nu am spus, se poate întâlni în preajma parturiției cu 72-96 de ore înainte de parturiție sau chiar după parturiție. Ce înseamnă de fapt această parturiție? Fătare. Ca să înțelegem. Așa, ca să înțelegem cu toții. Fătare, ca să înțeleagă telespectatorii, dar probabil că mulți sunt familiarizați cu termenul respectiv. Cauza principală este acestei hipocalcemii, există mai mulți factori. Odată, că nu se absorbe foarte bine calciul de la nivelul intestinal, datorită faptului că gestația este avansată, motilitatea intestinală mai redusă și predispoziție chiar și de rasă, după cum am spus, absorția scăzută a calciului, mobilizarea scăzută a calciului de la nivelul oaselor, o altă cauză, producția foarte mare de lapte, în colostru se elimină foarte mult calciu prin acest colostru și prin lapte și astfel apare deficitul de calciu, vaca nu a absorbit bine sau nu a mobilizat calciu din oase și astfel apare un deficit de calciu și duce la această afecțiune. În general, hipermagnezemia apare în cazul în care, adică creșterea cantității de magneziu, în cazul în care scade cantitatea de calciu. Bun. Simptome clare, am înțeles acea amorțeală, ca să fie mai simplu și mai scurt spus. Ar mai fi și alte semne care ar putea să ne ducă cu gândul la apariția acestei afecțiuni? Sigur că da, este foarte greu. Crescătorii, cel puțin în gospodării, își dau foarte greu seama. Există două forme de evoluție. O evoluție moderată, când animalul începe înainte de fătare, apetitul este mai scăzut, mișcări greoaie, se ridică greu de jos, după care rămân 2-3 ore jos și nu se ridică, după care se pot ridica. Aproximativ se poate remedia problemele, dar de obicei trec în faza de paraplegie propriu-zisă, parezie propriu-zisă, după câteva ore. Iar aici decubit prelungit, capul întins pe gât sau de autoascultare în cazurile moderate, uneori contracții tetanice, musculare, și animalul nu se mai ridică. Reflexele sunt foarte abolite, scade un pic temperatura, poate să apară timpanismul, care agravează situația. Timpanismul, ne referim că tranzitul este foarte încetinit, animalul se umflă. Cât de mult poate afecta efectivele noastre această boală? Foarte mult, este foarte întâlnită, chiar și în gospodăriile populației, foarte întâlnită în fermele mari de vaci, unde sunt vaci foarte bune producătoare de lapte, rasele perfecționate și foarte bune producătoare sunt mai sensibile. Iar în cazurile grave, când animalul este pur și simplu întins, că n-am povestit de cazul foarte grav, întins în contracție tetanică, apare timpanismul, chiar regurgitează conținut ruminal pe gură fără să vrea, poate să apare moartea chiar dacă nu se intervine în 24-48 de ore. Și atunci, că vorbim de asta, hai să vorbim despre tratament și până ajungem la metodele de prevenție. Tratamentul, bineînțeles, se face prin administrarea sărurilor de calciu intravenos sau automat, în mod deosebit borogluconatul de calciu. Se administrează în cantități mari,
în funcție de talia animalului, dar în cazul în care nu dă rezultate, se revine după 3-6 ore, se poate face o altă administrare. Administrarea de vitamina D3 pentru stimularea metabolismului și a apetitului, de asemenea tratamentul pentru prevenirea efectelor datorită decubitului. Animalele stau foarte mult rost, trebuie mutate de pe parte pe alta, trebuie făcute masaje musculaturii pentru a nu apărea alte nevralgii sau distrofii musculare. Înseamnă că e suficient de complicat în momentul în care s-a instalat și atunci automat ne ducem cu gândul înspre prevenție, pentru că e cea mai potrivită metodă ca să scăpăm de necazuri. Sigur că da. Dacă se știe că animalele au astfel de afecțiuni, în general, v-am spus că cele care au făcut treaba respectivă mai o fac și altă dată, trebuie intervenit prin prevenție. Ne referim aici la administrarea de săruri de calciu, fie în furaje, fie pe cale orală, dar mai bogate în fosfor și mai sărace în calciu, pentru a stimula absorția din oase, pentru a stimula glandele paratiroidele. De asemenea, ar mai trebui administrat și preparate și pe bază de magneziu, odată cu cele de fosfor și calciu. Dar, după cum am spus, trebuie să respecte un raport calciu 3, fosfor-calciu 1-3. Un important este ca omul să fie atent la aceste stări și să, normal, așa cum o spunem de fiecare dată, să apeleze cu încredere imediat la medicul veterinar, pentru că e singurul care poate să pună diagnosticul repede și bine. Sigur că da. Un pic mai aveam ceva de spus, da, din punctul ăsta de vedere. De asemenea, la vacile care se știu că au probleme, se mai pot administra pe bază de clorură de calciu sau geluri, care se administrează 2-3 zile antepartum și 2-3 zile postpartum, adică înainte și după fătare. De asemenea, se mai poate interveni prin mulgerea tardivă a vacilor care au probleme după parturiție cu această paraplegie, și anume în primele 2-3 zile să se mulgă atât cât suge vițelul, primele 2 zile, cam să zic așa, și de la 3-4 zi să se mulgă în mod normal vaca pentru a nu mobiliza o cantitate mare de calciu din sânge. MCM Sanit Farm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șroturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Vrei un utilaj agricol nou sau second hand? Ai nevoie de piese de schimb pentru utilajele tale? Vino la Agrovaro, drumul european E81 Alba Iulia Aiud. Noi avem soluții pentru problemele tale. Agrovaro Aiud. Tehnologie la îndemâna tuturor, prețuri pentru buzunarele tuturor. MAP, mașini agricole performante, importator autorizat al utilajelor SAME, Deutz Far și Lamborghini, îți oferă combina Deutz Far model 6040 T4i, echipată cu motor Deutz T4i de 250 cai putere și header de păioase de 4,8 metri. Preț 108.000 euro plus TVA. Avans doar 5% și plata în rate sezoniere. Performanță maximă cu consum minim. Save Diesel, Drive Deutz, MAP, mașini agricole performante, totul pentru ferma ta. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Yeah.
atât și pentru astăzi. Cu siguranță, până la următoarea întâlnire, ceea ce a ținut de, eu știu, exigențe, nu, cred că e mult prea spus, exigențele mele din punct de vedere al montajului și a ceea ce e pregătit la Șuimuș va fi gata și va veni înspre voi. Așadar, nu ne rămâne și nu-mi rămâne decât să vă invit să fiți alături de noi și la următoarea întâlnire, duminica viitoare, la aceeași oră. Să aveți parte de o săptămână rodnică și o viață frumoasă!